Scurtă, rămâne să mulțumesc tuturor pentru răbdare, pentru participare și implicare și, ce să spun, să ne ține Dumnezeu sănătoși, să facem din această zi de 17 noiembrie și în anii care vin un prilej de comemorare a celor care, să recunoaștem, ne dau nouă substanțialitate și verticalitate dacă ne așezăm în lumina acestor repere. Dacă identitatea noastră și existența noastră se așează pe acest iaj, sigur că rostul omului firesc, acela spre care trebuie să tindem, o să ne fie mai limpede. Vă mulțumesc!